Bun găsit la Oameni și Povești. Mâna i-a fost prinsă în culegătoarea de porumb și a fost la un pas de a fi tocat de viu de acest utilaj agricol. Prins în ghearele morții, a strigat la Dumnezeu după ajutor și s-a întâmplat un miracol. Dispecera de la 112 a crezut că este o glumă și nu a dorit să trimită ambulanța pentru că știa că o persoană odată prinsă în culegătoare, șansele de supraviețuire erau foarte mici. Ajuns în cele din urmă la spital, o infecție avea să-i pună din nou viața în pericol, dar Dumnezeu a intervenit și de această dată și a oferit o nouă mână. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și Povești. Am urlat în disperare după ajutor. Nu era nimeni, eram singur în mijlocul câmpului. În momentul în care am început să mă tragă, m-am oprit așa în mine și am început să trag nebune și am zis, dacă nu lupt acum, o să-mi pierd. Și am început să plâng și am zis, Doamne, pe mami și pe tati se întărești când mă vor aduna de aici, frații mei, când îmi vor striga numele prin casă, vă dați seama, îmi imaginam cum o să fiu tot fărămița, tot. Eram foarte tensionat, aveam dureri încât tot corpul meu albit, parcă mă strângeam din toate încheieturile, vedeam pe mâna mea că se striază carne, atât de mari dureri aveam. Mi-am lăsat știu capul pe spate și am început să plâng și am zis, Doamne, acum ce îmi spui? Și am început să cânt o cântare tare iubită de comunitățile noastre și cântarea asta spune, Iisus al meu prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cântând această cântare, au început să o cuprind de lacrimile și pe doamna asistentă, am început eu să plâng adânc. Și în timpul acela, când am cântat ultimul vers, a fost momentul în care eu m-am decis pentru Hristos. Tu mi-ești comoara care ai fost de mine mult căutată și acum, după ce te-am găsit, nu te-aș mai da nici pentru lumea toată. A fost un moment în care eu am realizat valorile pe care trebuie să le am în viață. Modul în care eu trebuie să-mi trăiesc viața și cine trebuie să fie cu adevărat prioritatea inimii mele. Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este Abiam Cadmiel Căprar. Bine ai venit, Abiam! Vă mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu în emisiunea dumneavoastră. Și eu îți mulțumesc că mi-acorzi acest interviu, este o onoare să te am în cadrul emisiunii. Ai o poveste de viață impresionantă, una dintre cele mai impresionante pe care le-am dezbătut la Oameni și Povești și de-abia aștept să ne împărtășești prin ceea ce ai trecut. Ai o mână mioelectrică, așa se intitulează, și vreau pe scurt, foarte pe scurt, să ne spui cum o folosești. Mâna aceasta, neagră de felul ei, o folosesc în felul următor. Am doi senzori care îmi captează impulsurile pe care le dau de la creier la mușchi, transmit informația mai departe către 6 motorașe, unul principal și unul pentru fiecare deget. Aici, în umflăturile astea, pot să spun, sunt două baterii legate în serie, pe aici încarc mâna și acești doi acumulatori au 4400 de miliamperi. Deci cât te ține zi, bateria mă ține undeva la vreo 4-5 zile, cam așa, depinde cât de mult o folosesc. Și tu o folosești? Da, o folosesc intens. În ce activități? O paletă foarte largă, de la întins mâna și dat mâna cu tot felul de oameni, da, cu o persoană, până la activități de forestiere cu drujbă, cu pot să mă ajut de ea la îmbrăcat, la toate activitățile care implică o viață, doar că o folosesc nu ca o mână principală, ca o mână secundară, cum ar fi o mână stângă, nu mâna principală, ci mâna principală o folosesc totuși pe stânga, e mult mai la îndemână și nu necesită foarte multă răbdare. Uite, vreau să ne arăți cum iei acel pahar de pe masă, da, și acum să... Chiar să bei puțin apă, dacă dorești. Da, mulțumesc pentru ospitalitate. Da, mulțumesc și eu.
știi, inițial când oamenii observă că ai această mână, ai impresia că e o simplă proteză, dar ea este o mână robotică. Da, e o mână robotică și mai ales copiii sunt foarte fascinați și în biserici, și în biserică la noi unde îs, mai ales ăștia care sunt pe la vreo 3-4 anișori, tati, și eu vreau una, și încep, tati, dacă îmi dai o mână sau îmi cumperi o mână din asta, orice, nu o să mai plâng, o să dorm, o să mănânc, își fac niște promisiuni, își doresc, da, e o mână de robot care îi fascinează pe mulți. Unii mulțumesc lui Dumnezeu când mă văd prin comparație, mulțumesc, Doamne, mulțumesc că nu-s ca el, eu le-am pe amândouă, dar alții sunt super interesați de ea și chiar mă abordează, de-aia am și susținut să fie neagră, am modificat puțin și cupa și partea de îmbrăcăminte, ca oamenii să fie transparenți cu mine, să fie vulnerabili, să moară de curiozitate, să vadă povestea din spatele ei. Da, inițial când am dat mâna nu cu tine... Nu o ascund. Da, inițial când am dat mâna cu tine și m-au cuprins degetele, am avut o senzație interesantă. Wow, funcționează! Excelent! Da. Ai impresia că e o simplă proteză din plastic, nu ceva deosebit, dar este o mână de care te poți folosi. Și foarte rezistentă, mai ales că e făcută din fibra asta de carbon, pot să ridic până la 40 de kilograme într-o mână cu ea. Wow, deci wow. Pot să duc găleți cu tot felul de compoziții. Povestea ta este una impresionantă. Ai avut un accident care ți-a pus în pericol viața. Vom ajunge la momentul respectiv. Acum vreau să dau timpul înapoi, să ne amintim. Tu te-ai născut în zona Aradului, într-o familie cu 7 copii. Ești al 5-lea copil. Sunteți 6 băieți și o fată. Și mult dorită, da, după șase băieți. Cum a fost copilăria ta, pe scurt? Copilăria mea a fost super fascinantă, fiind la țară, ultima casă din sat, aproape ultima casă din sat, printre ultimele. Am fost un copil foarte energic, la noi acasă fiind mulți, mai ales în satele unde familii cu mulți copii, acolo unde sunt mulți, acolo toți, se adună tot satul, la noi veneau toți. Mami ne mai zicea, dar nu mai aduceți, mai mergeți și voi, mai avea treburi, mai noi întorceam toată grădina, curtea, tot. No, copiii ne jucam, A fost și zonă retrasă, nu am avut circulație, eram foarte deschis. Am avut o copilărie extraordinară. Minunat. În copilărie ai avut și alte momente când Dumnezeu a intervenit în viața ta și ți-a salvat viața, pe scurt, să ne spui câteva din acele momente. Da, am avut câteva momente și de 3 ori m-am trezit cu foc în cameră. Odată am căzut într-o pescărie, avem acasă o pescărie, am zis că ne scăldăm toți acolo, un băiat a sărit cu niște aripioare, s-a prins de salteaua mea, a întors-o peste mine, era să ne necăm acolo, unul dintre frații mei lucrează la ISU, el a notat cu amândoi și ne-a salvat, că altcumva pieream acolo dacă nu intervenea Dumnezeu prin el să-l întărească, cu doi oameni, doi tineri să noți, nu e ușor, să-i țipe amândoi, niciunul nu știam să notăm, mai îl și încurcam. Plus de asta că ne zbăteam. Și Dumnezeu a intervenit, da. La 14 ani te-ai botezat. Da. Cum a fost când ai făcut legământ cu Dumnezeu? Pe noi în biserica noastră ne-au format frații și au avut răbdare cu noi de mici. Și ne-au pus la un îndemn, la o cântare sau ne-au format de tineri. Și am prins drag de Evanghelie, am prins drag de biserică. Și ne-am format în felul acesta și ne-a fost foarte ușor să luăm decizia. La 14 ani deja era așa un picuț în discuții, îl botezăm, nu-l botezăm, eram unul dintre cei mai mici atunci și până la urmă tati a acceptat dorința mea de a mă boteza. Am fost cu inima foarte apropiată. În perioada aia citeam foarte mult Scriptura, îl căutam mult pe Dumnezeu, îmi plăceau seriile de rugăciune. Chiar puteam să zic și mi-aduc cu drag aminte de perioada aia. A fost o perioadă în care m-am întâlnit puternic cu Dumnezeu la vârsta de 14 ani. Însă, la 16-17 ani, a început să se schimbe. Da, odată cu mersul la liceu, cu... schimbat un pic a climatului, am ieșit un picuț din perimetrul familiei, nu mai eram așa atașat de mami, deja începeam eu să fiu băiat, mergeam treptat spre bărbat și încercam cât mai mult să
mă uitam și în stânga și în dreapta cum trăiesc ceilalți. Noi eram tot constrânși să nu-l facem pe tati de râs, să nu făceam prostiile mai pe ascuns. Nu pot să zic că am fost un beatare cu minte de felul meu. Ce lucra tatăl tău? Tatăl meu era pastor, pastor al bisericii din Secaș și nu numai, toată zona, 7 biserici avea tati, deci eram cunoscuți așa și orice făceam imediat. Băiatul pastorului. Da, băiatul pastorului și copiii de altfel, dacă el face și noi facem și cu mine scoteau ochii părinților că da, dar uite de la el că el face, el, da, și încercam să le facem cât mai pe ascuns să nu sufere tatică după asta. Nu a fost omul care să ne bată sau să, dar a purtat discuții lungi cu noi și asta nu ne plăcea deloc și atunci evitam. Și practic ai spus la 16-17 ani te-ai îndepărtat de Dumnezeu. Da, în perioada aia mami se ruga foarte mult pentru mine și adesea auzeam pe mami și tati rugându-se pentru mine și pentru frații mei, dar atunci era momentul meu. Acum în dreptul băieților, mamele știu mai bine, e o perioadă atunci de rebeliune un picuț. După asta ei se așează înapoi pe picioarele lor, atunci nimeni nu-i înțelege, nu-i iubește nimeni, ei vor să fie cei care dețin puterea, li se pare atunci și că cineva în viață și că ei au inventat anumite lucruri, dar aveai și dubii legate de existența lui Dumnezeu? Da, erau profunde astea. Mm-hmm. Întotdeauna mă gândeam de unde provine Dumnezeu și când se va găta veșnicia ce va fi. Adică nu puteam, eram limitat foarte mult în timp și spațiu și diavolul m-a atacat cu lucrurile astea tot noaptea. Uh-huh. Înainte să adorm, venea, dar totuși Dumnezeu de unde a apărut? Trebuie să existe ceva și întotdeauna m-am marcat cu lucrurile astea, venea la nivelul minții mele și înainte să adorm, era o frământare adâncă și tot timpul adormeam cu frământarea asta. Și în felul ăsta a început să mă îndepart. Deci pur și simplu un sâmbure micuț la nivelul minții mă îndepărta, fiindcă nu puteam să răspund la niște întrebări, n-aveam încă suficient bagaj, kilometri puțini și da. Sarcini mari. Erai foarte pasionat de agricultură, tatăl tău fiind pastor, nu era plătit, el făcea această muncă gratuit, cum ar veni, da. În ultimii 10 ani a fost plătit și atunci se ocupa de agricultură. Ai prins și tu pasiunea pentru acest domeniu, agricultura. Ți-a plăcut foarte mult din liceu. Da, mi-a plăcut foarte mult agricultura. Mi-a plăcut tot de mic. Vârsta de 4 ani mi-au cumpărat prima capră. Le-am înmulțit, am avut 12, le-am vândut, am cumpărat o vacă. Am fost cu zootehnia, după asta am trecut la utilaje și lucrarea terenului. Dar tatăl meu a fost omul care nu ne-a șablonat, nu pui mâna pe drujbă, nu pui mâna pe tractor, nu pui mâna, din contră, ne punea, așa faci. Nu încercam să furăm nimic, ci întotdeauna îl întrebam, tati, mi-o scuți, mă ajuți, nu știam cum să lucrăm și na, ne învăța. Nu, niciodată nu ne-a ascuns secretele, tot ce-o știut și tot ce-a ținut de agricultură și așa, tot ne-a învățat. V-a învățat. Astfel da, și că de acolo am prins după terminarea liceului, ai știut sigur ce dorești să devii, inginer agronom. Și te-ai înscris la o astfel de facultate. Unde? În Arad? Sau unde ai făcut? În Timișoara? În Timișoara. Ok. Mm-hmm. În anul întâi deja voiai să îți achiziționezi propriile tale utilaje, ai început să economisești bani și în anul 2 de facultate chiar ai făcut un împrumut pentru achiziționarea unui utilaj agricol. Vorbește-ne. Da. Dorința mea a fost mare și eu când îmi pun un vis, așa, eu numai despre ăla vorbesc. Deci oamenii deja de la un timp zice, hai că te ajut eu, numai termină. Exact. Schimbă-te, numai vorbește despre altceva. Da, aveam visul acesta, când termin facultatea, să lucrez terenurile, să devin cineva, să am eu propriul meu business, cu asta să-mi întrețin familia, cu asta să-mi dezvolt eu cariera și să fie activitatea mea de bază. Nu e numai un hobby, ci să fie activitatea mea, de acolo să-mi câștig pâinea din agricultură. Și am început să-mi achiziționez, aveam o parte din utilaje, cum lucrat mami cu tati și tati cu bunicul lucrat în asta, doar că am vrut mai mult, am vrut culegătoarea asta la care mi-am și prins mâna, am vrut să o achiziționez și am sunat un verișor, cu ajutorul lui am achiziționat utilajul, am zis că dau banii ulterior
Și în felul acesta am achiziționat-o. Practic, tu o foloseai pentru diferite munci agricole. Prestam la oameni. Prestam. La noi, fiind terenurile foarte secționate, nu fiind așa comasate, mergeam la mulți și am ales un utilaj mai micuț ca să pot să intru, să fac rapid, să plec mai departe, ca să prestez repede la oameni. Și la noi se culege în zona noastră mai mult știulete, fiindcă oamenii nu au unde să-l pună boabe, porumbul. Și atunci se recoltează știulete, îl pun în tot felul de, la noi zice, cotărci, în tot felul de șure. Uh-huh. Se păstrează mai bine. Pe 11 octombrie, aveai atunci 19 ani, ai mers pe câmp cu acest utilaj agricol și ce s-a întâmplat? Da. Eu l-am achiziționat în luna septembrie. În luna octombrie deja era montat, eu l-am montat cu drag fiecare șurub, chiar eram pasionat și am cules vreo 3 săptămâni cu el. După vreo 3 săptămâni aveam o clientelă bogată, oamenii mă supra-solicitau, toată lumea vroia atunci, era ca și acum cu vremea, nu știa, era foarte imprevizibilă, ori să vină ploile, nu o să mai pot intra, hai te rog, și lucram de dimineață de la 6 și până noaptea pe la 1-2, lucram până noaptea târziu, aveau oamenii răbdare. Și în seara aia, în 11 octombrie, când s-a întâmplat accidentul, știu că am cules la cineva, la un unghi de-al meu undeva sus pe un deal și acum am coborât și am venit exact la intrare în sat. Am făcut o gresare la utilaj și după ce am gresat tot utilajul, am intrat într-un lan de porumb. N-am intrat 40 de metri, era o porțiune așa de vreo 4 metri, 2 metri nu era, n-o răsări niciun știulete de porumb, unul singur. Și după asta încă 2 metri și începeau rândurile complete. Direct iară industrialul. Și când am ajuns lângă știuletele, ăla m-am oprit și mi-am dat seama că eram foarte epuizat. Deci nu mai puteam lucra, am zis să las și să se greseze la rece, să-și facă o ungere la rece. Mă duc în lungul terenului, vin înapoi, eram epuizat. Și când am venit înapoi, utilajul prins între timp știuletele alea de porumb, dar cum eu m-am oprit acolo, nu au avut forță să-l bage în interior, l-au rupt așa tot bucăr și s-au prins cu roada după o bară. Cum s-au prins cu roada după o bară, am zis că lovesc din trecere, dau în el, nu mă încurca, nu mă ajuta. Dacă mergeam 100%, intra între valțuri și nu aveam niciun fel de problemă. Am zis că dau un el din trecere, doar să nu fluture așa în fața ochilor mei, să pot continua liniștit. Culegeam pe proiectoare, eram foarte întuneric, era beznă afară. Am venit, am ridicat mâna dreaptă sus și am dat. Când am dat în el fiind dreptat și când am dat din trecere, am dat și nu știu cum am, secunda aia, milisecundele alea, nu mi le aduc deloc aminte, până am fost prins cu mâna între valțuri, știu că am ridicat mâna, am dat și dintr-o dată m-am trezit cu mâna între valțuri, trăgând nebunește. Acolo a fost o secundă sau două secunde pe care eu le-am pierdut. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, a fost așa, poate și s-a întâmplat foarte repede totul. Și în momentul în care mâna mi-a fost introdusă, a început să mă tragă agresiv utilajul, foarte puternic. Am văzut numai dintr-o dată că se turează el și a început să mă tragă ca și cum s-ar bloca. Eu luptam pe viață și pe moarte ca să-mi scot mâna. Cunoșteam povești în care oameni chiar au trecut din viață prinși de un astfel de utilaj. Utilajul nu te iartă, nu are milă, nu are sentimente, el știe ce are de făcut și aia face. Și cu o forță imensă. Și cu o forță imensă. Comparând forța mea cu a unui utilaj, eu și ies așa mai subțirel de felul meu. În momentul în care am început să mă tragă, m-am oprit așa în mine și am început să trag nebune și am zis, dacă nu lupt acum, o să-mi pierd. Mai mult, când în timp ce mă luptam, am pus așa mâna stângă pe o bară, piciorul drept pe o rampă de urcare a porumbului și piciorul drept sub tocător și piciorul stâng pe o rampă de urcare a porumbului. Și în timpul acesta am început să trag, în momentul în care trăgeam așa, venind o voce la nivelul minții mele și ca să mă descurajeze, să mă termine din punct de vedere psihic, mi-a zis, în sfârșit l-am prins. Și un fior așa cadea mi-a cuprins ființa. În momentul în care mi-a zis, în sfârșit l-am prins, m-am
m-am derutat cu totul. Parcă nu mai aveam nici forță, nu mai aveam nici energie să trag, nu mai aveam nici viziunea de a lupta. Și am început să plâng și am zis, Doamne, pe mami și pe tati se întărești când mă vor aduna de aici, frații mei, când îmi vor striga numele prin casă, vă dați seama, îmi imaginam cum o să fiu tot fără mița, tot. Și cât de mare va fi șocul pentru ei să vadă toate hainele acolo adunate peste trupul meu care deja era mărunțit. Și în momentul acela, în timp ce luptam, mi s-a și rupt geaca așa pe cusătură. Și a intrat după tocător direct jos și a început să mă tragă cu tot cu spate. Când a început să mă tragă cu tot cu spate, aici au fost câteva secunde, a venit o voce la nivelul minții mele și a strigat parcă așa puternic, mi-a zis, strigă la mine după ajutor. Și când am strigat odată cât am putut, până atunci am urlat, deci vă spun sincer, aș minți să nu zic că n-am urlat sau că nu m-am panicat, am urlat în disperare după ajutor, nu era nimeni, eram singur în mijlocul câmpului. În momentul acela când a zis strigă la mine după ajutor, am strigat odată cât am putut, Doamne ajută-mă. Utilajul s-a oprit, motorul mergea în continuare, mi-am scos geaca, mâna și totul a pornit înapoi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. În momentul acela m-am oprit așa în fața utilajului, am ridicat mâna dreaptă sus și când am ridicat-o din 27 de oase cât are palma, nu mai aveam, toate mi erau fărămițate sau bucăți, erau foarte, foarte bine măcinate așa. Într-o formă de triunghi dreptunghic, pielea mi-a fost mulsă de pe palmă, nu mai aveam piele, se vedea foarte bine carnea. Chiar după ce eu am plecat de acolo, a venit un frate de meu și cu tate care au dus și tractorul acasă, s-au uitat, erau numai oșcioare pe jos. În momentul acela am oprit utilajul, nu mi s-a părut că ar fi cine știe ce. La mână. Da, la mână. Nu mi s-a părut că ar fi cine știe ce, am zis, merg acasă, mă bandajez și îmi revin. Dumnezeu a pus, cred că, șablonul ăsta la nivelul minții sau la nivelul ochilor, să nu pot să văd eu realitatea, să nu mă înspăimânt atât de tare. Am ieșit de pe teren, sunând la 112, am dat primul apel din viața mea la 112 și am dus o luptă de convingere cu cei de la dispecerat, i-am apreciat pentru asta. Vorbeam foarte calm. Eram foarte liniștit și zicea, băiatule, dacă vrei să ne prostești... De ce ai zis, efectiv? Deci, da, i-am zis, bună seara, mă numesc Căprar Abiam, uitați, mi-am prins mâna la o culegătoare de porumb, sunt bine, fac parte din satul Secaș, sunt chiar la intrare în sat, aici la un gater. Am început să descriu eu un picus ce s-a întâmplat și în timpul acesta și ieșisem de pe teren, zic că sunt în siguranță acum, chiar sunt în siguranță. Și doamna m-a ascultat și după asta mi-a zis, băiatule, nu ai cum să scoți mâna singur. Dar mi-a zis așa un pic uzrăstit. În momentul acela m-am gândit, nu o să-mi dea salvare, nu o să-mi administreze salvarea. Și am început eu să fiu mai panicat, că mă gândeam că nu mă ia în serios. Și a zis, dacă vrei să ne împrostești, gândește, poate să fie un bătrânel sau poate să fie un accident grav care să se petreacă chiar acum în momentele astea, în timp ce tu chemi salvarea încolo. Glumele astea nu sunt de făcut cu 112, cu partea asta de mea de salvare. Și i-am zis, doamnă, dacă vreți o să și plâng la telefon, așa i-am și zis, o să și plâng la telefon, adică chiar, eu chiar mi-am prins mâna, dar încerc să mă păstrez foarte calm. Și au zis, dacă tu garantezi asta, zice, noi o să-ți administrăm salvare. Vreo aproape 3 minute am vorbit cu dispeceratul. Dar ce ți-a spus? Că era sezon de... Da, așa mi-a zis. Este un sezon acum de oameni care au mâinile prinse la culegătoare, dar ești singurul care a reușit să-și scoată singur mâna. N-am mai auzit pe nimeni să sune el la 112. Toată lumea a sunat, pentru toți au sunat tot altcineva. Zice, ești primul, nu există, nu se poate, făcea dânsa, adică îmi zicea dânsa, dar era momentul ăla în care poate și mă și încerca. Din nou, o apreciez că totuși nu or pus în cumpănă. În momentul acela am sunat pe mami și pe tati, au venit foarte repede. Mami mi-a răspuns, am sunat pe numărul tati, mami mi-a răspuns, au venit foarte repede și în momentul acela... Tati a venit, eu mă așteptam să se așeze lângă mine, să povestim, să avem un momentul ăla înainte de a intra în salvare.
cumva să-mi așeze o bază, un fundament spiritual pentru tot ce va urma. Dar tati a luat-o pe terenul din spatele meu și a început să strige, o, băiatul meu, băiatul meu. Dar de câte ori ți-am spus să nu-ți bași mâna, Doamne, dacă ai îngăduit această încercare pentru noi, familia noastră, de ce nu m-ai ales pe mine? Mami m-a cuprins așa de la spate, cu lacrimi, s-a pus fruntea pe spatele meu și a zis, Abi, am știut dintotdeauna că Dumnezeu va lucra la inima ta, dar nu m-am gândit că așa va fi. Totdeauna când auzeai rugăciunile alea adânci pentru tine și cum te băteam la cap, a fost... Îmi doream ca Dumnezeu să-ți schimbe direcția, că vedeam că nu-i bună, dar nu m-am gândit că Dumnezeu va lucra așa. M-am uitat peste umăr, vedeam că vine salvarea, m-am uitat peste umăr și am zis, mami, dacă va fi să pierd, adică să trec din viața aceasta, să știi că Dumnezeu m-a pregătit, merg în cer, eram convins, nu mi-era frică de moarte, chiar nu mi-era frică deloc. Chiar trăiam parcă o victorie, o serbam, încă nici nu aveam dureri, nu aveam, eram încă sub influența adrenalinei, nu eram foarte bine așezat. A venit salvarea, m-a ridicat-o pe mami, m-am ridicat eu în picioare, m-am urcat în salvare și toți îmi ziceau să mă liniștesc, nu eram tensionat, nu făceam scandal, să mă liniștesc, să fiu liniștit. Între timp, ori mai venit din sat oameni, Personalul cum a reacționat de pe personalul ambulanță? Când a venit, chiar știu că un frate era și tatăl colegii mele de clasă, el i-a dat lacrimile când m-a văzut. Abi, ce ai făcut? Ei vedeau adevărata mână, ei vedeau adevărata situație în care eram. După ce am intrat în salvare, doamna asistentă s-a păstrat puternică, a discutat cu mine așa liber. După ce am pornit ori început să mă cuprindă durerile, ori început să mă cuprindă niște dureri foarte intense. Știu și acum mi-aduc aminte, vedeam girofarurile așa cum dădeau lumina, fleșurile alea, atunci tensiunea care era acolo și când am început să mă cuprindă și durerile, am intrat așa într-o panică adâncă și am început să strig, Doamne, nu mi-i îngădui să-mi pierd mințile, nu mi-i îngădui să intru într-o stare de leșin, păstrează-mă cu mintea curată, să ajung cu bine la spital. Eram foarte tensionat, aveam dureri încât tot corpul meu albit, parcă mă strângeam din toate încheieturile, vedeam pe mâna mea că se striază carne, atât de mari dureri aveam. Nu știam exact cum arată mâna, îmi doream să o văd din nou, îmi doream să mă... Da, au pansat-o, au pus și într-o atelă. Vreau să mă uit înspre ea și să mă liniștesc, să știu că tot e bine, dar nu mai vedeam, am ajuns la Rad. La Rad, adică înainte să ajung la Rad, aproape de Ineu, e o localitate, un orășel acolo, mi-am lăsat, știu, capul pe spate și am început să plâng și am zis, Doamne, acum ce îmi spui? Și am început să cânt o cântare tare iubită de comunitățile noastre și cântarea asta spune, Iisus al meu prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cântând această cântare, au început să o cuprind de lacrimile și pe doamna asistentă, am început eu să plâng adânc. Și în timpul acela, când am cântat ultimul vers, a fost momentul în care eu m-am decis pentru Hristos. Tu mi-ești comoara care ai fost de mine mult căutată și acum, după ce te-am găsit, nu te-aș mai da nici pentru lumea toată. A fost un moment în care eu am realizat valorile pe care trebuie să le am în viață. Modul în care eu trebuie să-mi trăiesc viața și cine trebuie să fie cu adevărat prioritatea inimii mele. În momentele alea de disperare a fost un șoc pentru mine să văd că nimeni nu poate să mă ajute, că nimeni nu e lângă mine, că nimeni nu poate să îmi oprească utilajul, dar în momentul în care Dumnezeu a făcut acest gest pentru mine, a fost momentul meu extraordinar, a fost cea mai adâncă declarație de dragoste pe care Dumnezeu a făcut-o și am ajuns la Rad. Am fost primit cu forfătă mare, imediat toți mi-au deschis ușa, am intrat, s-au perindat lucrurile foarte repede. Când m-am așezat în camera de primire acolo unde eram, la urgențe, când m-am așezat acolo și bine, m-au dus cu targa, cu tot, când stăteam acolo, se uitau toți înspre mine și dădeau tot felul de verdicte. Și ziceau, ne putem apuca de el, nu ne putem apuca, o să ducem operația, nu avem specialist.
Și până la urmă a urlat o decizie și mi-au zis, beatule, o să rămâi până dimineață, nu este nimeni care să preia cazul tău, nu este nimeni. În momentul ăla eu am zis, nu, Dumnezeu a făcut această minune și Dumnezeu îmi va da mâna mea de carne înapoi. Asistenta care a venit cu mine a zis, nu se poate, vă rog frumos să interveniți. N-am avut niciun băiat care să se roage, să cânte pe salvare, să-l văd efectiv că are o legătură cu Dumnezeu. Voi apucați-vă și Dumnezeu o să vă ajute, zicea dânsa. M-a impresionat mult. Și am plecat de acolo. Un frate a făcut conexiunea cu un domn medic, domnul Ghibnar, de la Spitalul Casa Austria. Din Timișoara. Din Timișoara. Am fost transferat de urgență acolo. El a preluat cazul meu. O zis, dacă ajungeți până la o anumită oră, nu știu cât era ora, nu mai știu clar, noi o să preluăm și o să ne ocupăm de el. Când, mai ales când au zis vârsta mea și cum era. El era și îi un specialist extraordinar pe mână, boli, tot ce există pe partea de mâini. Au preluat cazul meu cu o foarte mare seriozitate și un profesionalism extraordinar. S-au comportat calm cu mine. Era ce oră când ai ajuns? Era ora, cred că în jurul orei 12. Noaptea. Da, cred că plus 12 ore și 12 și... În momentul în care m-au preluat, am început să mă liniștesc. Chiar atunci am început să mă liniștesc și mi-au debandajat mâna și au zis domnul Ghibnar, aduceți rapid o tăviță, atunci m-am uitat și eu spre ea și a început să curgă sângele și în momentul acela o asistentă mi-a pus rapid mâna la ochi, a vrut să mă protejeze și am zis, nu, vă rog, lăsați-mă să mă uit înspre mână. În felul ăsta o să mă calmez. Când m-am uitat înspre ea, parcă așa un șuroi curgea din mână de sânge. Până atunci nu a curs, doar ce a absorbit pansamentele, n-am avut pierderi. În momentul acela mi-au luat numele, m-au înregistrat, mi-au zis că în cel mai rău caz, în cel mai rău caz o să rămân cu mișcarea aceasta, 3 degete. Cu speranța asta am intrat în operație. M-am agățat de acel firicel. Și am intrat în operație. Când am intrat în operație... 1:30. 1:30, ora 1:30. Sună telefonul lui mami în jurul orei 2:30 și răsună în felul următor. Domnul doctor, după ce eu am fost anesteziat, o ieșit afară, o vorbit cu mami, cu frații mei, toți au venit convoi după noi, s-au ținut. Noi suntem o familie tare, tare unită. Au venit toți acolo să vadă fiecare ce se va întâmpla, ce va fi, cum va fi. Și eu sfătuiesc, odihniți-vă, 12 ore va fi operația, o să fie foarte lungă, o să avem foarte mult de lucru. Ne sprijiniți, zice, în rugăciune și credem că se va finaliza o credință vie are omul acesta, domnul doctor. Și în momentul în care eu am fost anesteziat, produs în operație, da, ei plecat. Sună telefonul lui mami, nici nu s-a așezat încă bine în pat. Sună telefonul lui mami și răsună în felul următor. Doamne, vă rog să veniți de urgență la spital. Trebuie să semnați niște hârtii în care vă dați acordul că mâna lui abia va fi amputată din umăr. Când auzi mami, au venit de urgență, l-a sunat pe tati, genul, pune-te pe rugăciune că uite ce se întâmplă, știu că momentul a fost un moment iar de care mi-aduc cu lacrimi aminte, momentul pe care mi-l povestea mami despre tati, când, adică frații mei mai mici dormeau cu tati în pat atunci, toți așa s-au unit și ei, na, tati să nu doarmă singur, să doarmă cu el. Și în momentul în care l-a sunat mami, s-a întors așa și s-a rostogolit din pat și a zis, Doamne, n-am cerut multe de-a lungul pastorației, am suferit multe pentru, de la frați, de la tot felul de oameni, acuze și niciodată nu m-am plâns că am știut că se merită, o să primesc o cunună pentru asta, dar acum, Doamne, am o dorință adâncă în inimă să nu se întoarcă copilul meu fără mâna acasă. Am mare emoții și în momentul în care tatiu a cerut lucrul acesta, mami a ajuns în timp ce era tot cadrul acesta, a ajuns la spital. Și a început direct cu lacrimi și a zis, Doamne, doctor, noi nu avem bani așa să zici că ne-am descurcat, că oferim, că facem. Suntem o familie unită, facem parte dintr-o comunitate mare și oamenii ar da oricât, numai să fie salvată mâna lui abia.
o cuprins-o și a spus, Doamnă, i-a luat așa mâna și a zis, Doamnă, vă ați căzut pe cele mai bune mâini, nu vreau să bune mâini, nu vreau să mă laud sau să mi-aduc un plus, ci doar vreau să vă aduc în siguranță și să vă explic. Băiatul are o infecție care merge foarte repede pe mână în sus. Motorină cu vazelină, cu praf, tot era acolo. O creat o infecție, aveam și arsuri grave de la cum timpul, nu știu cât am stat între valțurile utilajului. Menționez numai perioada aia de câteva secunde în care eu am strigat spre Dumnezeu, că atunci am prindeam geaca și atunci am început să mă tragă, dar eu nu știu cât timp am stat acolo și cât s-a derulat filmul ăla. Dar aveam arsuri foarte grave, undeva până la 7 cm, unde mi-a fost și amputată mâna, am avut arsuri mari. Și în timpul în care i-a explicat mamei, zicea, dacă nu oprim această infecție, pe băiat îl pierde. În câteva ore băiatul se va stinge. Aia a fost și o victorie, că n-am rămas la Rad. La Rad, dacă așteptam până dimineață când venea un specialist, a fost a doua minune sau oportunitate pe care Dumnezeu mi-a dat-o la viață. Că dacă rămâneam până la dimineață, dimineața eram stins, eram deci, mort. Medicul ce a zis? Că acea infecție urma? În câteva ore sau zice poate câteva minute va bloca rinichii și plămânii. Infecția va urca foarte repede pe mână sus. Noi am depistat-o și am sunat rapid ca să veniți, fiindcă noi am promis că o să facem ceva sau nu v-am promis, noi am zis că o să facem ceva, dar nu se poate din cauza că nu mai răspunde mâna la ceea ce ne dorim noi. După aceasta mami și-a dat acordul, mâna am fost amputată, dimineața ora... Dar nu de la umăr în jos? Nu, la 7 cm aici, exact unde pe unde o încarcă, exact aici e localizată, mi-a localizat bontul. Mâna mi-a fost amputată, m-am trezit în jurul orei 7 dimineața. Când m-am trezit, mami mă mângâia așa în păr, mai aveam 3 colegi de salon, și 2 colegi, cu mine erau 3 și un frate de-al meu era în dreapta. Mami mă mângâia în păr și plângea adânc. În timpul acela m-am trezit și m-am întors direct înspre ea și m-a întrebat-o, mami, mai am mâna? A evitat să-mi dea răspunsul. A patra oară când am întrebat-o, am și ridicat mâinile, le-am pus una pe lângă alta, de unde mi-este bontul și până în vârful degetelor aveam niște atele cu vată băgată în interior și atelele alea îmi dădeau impresia că eu am mâna, că totul e bine, că totul a funcționat și ele jucau doar un pic de teatru în sensul în care domnul medic cu doamna psiholog să stea cu mine de vorbă și să îmi explice. Dar tu simțeai degetele? Simțeam, se numește simțul membrului fantomă, oameni care pierd un membru, dar după asta, de exemplu, la picior îl mănâncă talpa sau la mână. Eu am avut repetate rânduri până am pus mâna biomecanică, repetate rânduri și acum câteodată, ia uite, sunt aproape 4 ani de zile, dacă mi-e frig tare la mână sau foarte cald, de exemplu asta iarnă când mi-a fost un pic frig la mână, într-o zi n-am fost îmbrăcat, simțeam că mi se strânge pumnul tare, acea senzație în care pumnul meu e strâns tare și mi-e frig cu pumnul închis. La mâna dreaptă. La mâna dreaptă, da. Cumva că degetele mi se încleștau. Am ajuns... Ai văzut, ai măsurat mâinile? Am măsurat mâinile, da. Am ajuns în ipostaza asta și mami mi-a zis în felul următor. Frate mi-a zis către mami așa. Fratele meu a zis către mami, a zis, spune adevărul. Și în timpul acela... Mami a zis, Abi, nu mai e mâna. Când mi-a dat din cap, n-am așteptat să-mi explice. Ea parcă deja vrem să văd că vrea să-mi comunice cu mine mai mult. Dar când ea a zis că Abi nu mai e mâna, o izbucnit și am plâns. Și eu mai tare m-am întors cu fața înspre perete și am început să plâng și am zis, Doamne, cum mă voi descurca, care va fi viața mea de acum înainte, o să devin un om cu handicap. O să depind totdeauna de alții, am dus-o deja la extremă, la maxim, o să depind întotdeauna de alții. Eu am avut și eu visele mele mărunte, un inginer agronom, să-mi ridic o casă, cum o să mă căsătoresc, cum o să mă vadă lumea, oamenii o să întoarcă capul după mine, copiii, deja mi imaginam. Mami, uite, n-are o mână sau... Din nou, mulțumiri prin comparație cu mine. Nu te simți bine. Toate lucrurile astea cumva nu ți ajută în viață.
Și ai avut această discuție cu Dumnezeu? Da, în momentul acela, în timp ce vorbeam eu așa, mă certam propriu-zis, am adormit. După 3 ore m-am trezit. După ce m-am trezit, a intrat domnul medic în sala de operație. Când a intrat, s-a uitat așa spre mine lung, zâmbeam, eram deja din nou, m-am trezit total alt om. Când el a venit lângă mine, s-a pus așa la capul patului, era un bărbat înalt, frumos la chip, s-a uitat înspre mine și a zis, abia îmi văd că ai primit cu bine vestea. Nu m-am așteptat, îmi pare rău că nu am putut să fac mai mult pentru tine. 2 săptămâni îmi ia să-mi revin după o astfel de operație, să mă gândesc, oare chiar n-aveam cum, zice, te văd așa tânăr și chiar mi-aș fi dorit. Era un succes al meu, dar era o bucurie majoră pentru tine. Dar în timpul acela am zis, nu vă opriți în asta, din contră, mă bucur că am scăpat cu viață, eu știu de unde m-a salvat Dumnezeu și eu mă bucur că îmi văd familia, am crezut că nu o să mai văd niciodată. Am zis, o să mă vadă ei și o să-mi plângă doar la căpătăi. Nu-mi doream o astfel de moarte, chiar nu mi-o doream. Întotdeauna mi-a plăcut să vorbesc, mai ales când predicam atunci, am micuț, așa, dădeam îndemnuri, predicam despre Iacov, când a zis că udalei și porunci copiilor lui și-a tras picioarele în pat și-a dormit și s-a așezat în sânul părinților săi. O moarte liniștită. Da, o moarte liniștită. Și eu mă gândeam acum, o lume întreagă, o să zică, cu ce am greșit, ce am făcut, cum ne-a găduit Dumnezeu așa nenorocire peste familia mea. Și chiar nu-mi doream să mor în felul acela. Și în timpul acela mi-a explicat el despre mâna aceasta bioelectrică. Mâna aceasta are 2 senzori, cum v-am explicat, cum funcționează. Mi-a explicat despre ea, cum merge tot ce atârnă de partea ei și mi-a zis că implică niște costuri, dar ei se vor ocupa de partea aceasta, părinții mei o să intervină și nu, eu doar să mă fac bine. Perioada de spitalizare pentru mine a fost una aparte. De ce? De-a lungul ospitalizării au venit la mine atâția oameni încât asistentele și oamenii care n-au mai trecut prin salonul meu, pacienți fiind acolo, m-au întrebat cu ce te ocupi, ce ești, devin atâția. Eu am zis că cel puțin peste 150, între 150 și 200 de oameni au trecut în 5 zile prin spital. Veneau unii, plecau ceilalți, încă se așteptau pe hol. Deci a fost un mod în care am văzut că atâtea lume zâmbește și aproape de mine. A fost frumos, dar după ce s-a oprit tot cadrul ăsta, o să revin când ajung acasă, dar în timpul acesta spitalizării mai am trecut prin câteva etape, etapele în care am ajuns să mă confrunt acum că nu am mâna. Am dus la baie, am vrut să mă spăl pe mâini, am dat cu săpunul, l-aveam în mână, am luat ăla brut, solid, l-am luat, nu știam cum să-l țin, l-aveam în mână, dar nu puteam să fac nimic cu el. Apoi am zis ok, l-am pus înapoi, am apăsat pe pompiță, dar ne apăsând cu degetul, am dat și am vrut să prind. Când am dat, s-o dus direct în ghivetă, n-am apucat să fac mișcarea cu mâna. Mâna mea era încă bandajată, nu puteam forța. Atunci deja știu că am pus degetul mare cu lacrimi, prindeam așa în mână și acum l-aveam aici și nu știam cum să mă spăl. Apoi a trebuit să fac un duș, cum să mă spăl și periuță, pastă de dinți, cum le pui, legatul la șireturi, să desfaci o sticlă de suc. Mi-aduc aminte o fază, eram la facultate. Chiar vreau să arăt că sunt independent, că totul e ok, că totul e normal. Ori o desfăceam, o puneam aici sub umăr și o strângeam așa și o desfăceam, ori o țineam cu picioarele și desfăceam sticla de suc. Deja totul se complica, era mult, mult mai diferit. Toată viața mea s-a schimbat. Trebuia să lupt psihic foarte mult, să nu decad. Și în timpul acesta, tatăl meu a zis că vine să-mi facă ungere cu un de lemn, o să se roage pentru mine cu un frate. Și frate, un unghi al meu și el pastor. Și eu în momentul acela am zis, Doamne, Tu care ai oprit utilajul, ai despărțit Marea Roșie, ai făcut atâtea și atâtea minuni.
pe paginile Sfintelor Scripturi. Cartea, Biblia aceasta, e o filă cu filă, e o carte de mărturii și de minuni pe care tu le-ai făcut. Acum e momentul, din salon în salon, să merg să dau mâna cu mâna de carne, mâna cu oamenii și să zic, există Dumnezeu, rugați-vă și să vedeți că se întâmplă minunea. Și chiar am visat la asta, m-am rugat, când au venit ei, s-au rugat pentru mine și în timp ce se rugau, am simțit furnicături din cap până în picioare, un fulger așa pe mână și am zis, crește mâna, eram 18 pe holul spitalului, 18 persoane, crește mâna. Când am deschis ochii, m-am uitat înspre ea, nu creștea, am pus mâna așa nebunește pe bandaj și am zis că le smulg. Și încă o dată, așa o voce parcă la nivelul minții mele, dar mai mult mintea mea, acolo nu pot să zic că e neapărat o voce, în mintea mea am zis eu că nu o să crească și am abandonat, i-am îmbrățișat pe toți, le-am zâmbit, pot să zic că am fost un pic fals și m-am dus în cameră și am început să plâng și am zis, Doamne, dar chiar m-am agățat de asta, chiar m-am agățat de rugăciunea asta. Eu n-am nevoie să se strângă 90.000 de euro și oamenii să-mi plângă de milă pe străzi sau să îmi imaginam că o să meargă cu tot felul de foi prin piețe și pe nu știu unde. Și eu n-am nevoie de atâta teatru. Eu am nevoie doar de un Dumnezeu care să-mi asculte rugăciunea și să mă înțeleagă că mi-e greu. În jurul orei 3 dimineața așa m-am trezit. Nu neapărat că m-am trezit, ca într-un vis, într-o vedenie. Am apărut eu și în fața mea erau două mâini, o mână de carne în partea stângă, o mână biomecanică în partea dreaptă. Mâinile erau perfect, arătau aproape identic una cu cealaltă. Eu am făcut-o neagră, înainte era culoarea pielii. Erau aproape identice și din spatele meu se aude o voce. Vocea aceea se aude în felul următor. La nivelul de credință pe care l-ai, îți pot da mâna aceasta înapoi, mâna de carne. Când te vei trezi, mâna ta va fi complet normală. Și tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Dumnezeu în momentul acela, și eu cred, până în pânzele albe pot să mă duc cu oricine, că Dumnezeu mi-ar fi dat mâna, fiindcă îl cred un Dumnezeu miraculos și care poate să facă, dar cu privire la mâna din partea dreaptă privește dincolo de ea. Când am privit dincolo de ea, erau mulțime de oameni care strigau cu adevărat există Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu are putere. Și în momentul acela, când am auzit acel cor de oameni care strigau, dacă vei alege această mână, acești oameni se vor întoarce la mine, mă vor mărturisi ca Domn și Dumnezeu în viața lor. Și în momentul acela simțeam că e un moment de alegere. Când am văzut corul ăla de oameni și când am văzut o dorința mea micuță că eu să mă întorc înapoi acasă, vă dați seama, dacă mă întorceam cu mâna acasă, puteam eu să plimb analize după mine și să arat și poze și oamenii tot nu m-ar fi crezut. După ce Domnul Iisus l-a vindecat pe Lazar, a vrut să moare și pe Domnul Iisus și pe Lazar. Oamenii tot nu au vrut, nu au partea asta și așa cu mâna unii îmi zic că nu-s chiar ce trebuie. Și ce ai gândit atunci? În momentul acela am zis, Doamne, aleg să se facă voia ta, aleg mâna biomecanică și am simțit cum Duhul mi-a intrat în trup. M-am ridicat în șezut și m-am oprit așa în mine, pot să zic, și am zis, a fost real sau nu a fost real? Nu a fost vis sau ce a fost, că nu îmi puteam da seama, dar am zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai descoperit planul tău cu privire la mine. Eu sunt bucuros de decizia pe care am luat-o. Uitându-mă înspre mâine, nu mai aveam bandaje, nu mai aveam atelă. Aveam bandajele puse, dar nu aveam atelele. Eram micuț, era un bon mic. Am zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai descoperit planul tău și abia aștept să văd cum strângi banii ăștia. Nu știu cât îți dați mulți. 90.000 de euro. 90.000 de euro. Acum, anul acesta s-au scupit cu 20%. Deci proteze. Aceste proteze. Toate s-au scumpit cu 20%, deci prețul a crescut, a saltat peste 100 de mii. Te uiți spre mâinile tale zicând că n-ai valoare, ai în față peste 200 de mii de euro pe care i-ai primit din partea lui Dumnezeu, funcționează perfect. Perfect, te folosești de ei, poate rar ai zis un mulțumesc sau te cânti că te doare. Primit, da, gratis. Te-ai născut cu ele și ți se pare că s-a tale, că mai nu comentăm dacă ne doare, Doamne, de ce la mine, dar nu știm ce înseamnă să nu ai, cu adevărat să nu ai
e un merit care îi se datorează lui Dumnezeu, binecuvântarea și sănătatea pe care o avem. Doresc să ne menționezi provocările care au urmat în viața ta după ce ai fost externat. Miercuri m-am externat dimineața, am ajuns acasă seara. În timpul acesta a urmat o perioadă mai grea, mult mai grea, incomparabil mai grea. Deja nu mai era nimeni să îmi ofere tot timpul ce voiam sau să mă ajute. Începeam să am eu din nou libertatea mea, eu decid pentru mine unde merg, cum fac tot. Eram foarte slăbit. Și mai un lucru a urmat în perioada aceea, o perioadă de coșmare. Nu, cât timp am fost în spital, nu am avut coșmare, doar după ce am ajuns acasă. După ce am ajuns acasă, a urmat o perioadă în care adesea, timp de patru luni de zile, m-am luptat cu această presiune în care eu mă trezeam tot între valțuri. Tot înainte să fiu tras cu totul, înainte de a se termina viața mea, cum de exemplu mai mi se întâmplau căderile alea în gol, înainte să ajung jos, te trezești, exact la fel mi se întâmpla cu utilajul, înainte să fiu tras, mă trezeam și tot timpul transpirat, urlând, în lacrimi, și m-am luptat mult cu asta. A fost o luptă la nivel de psihic, înainte să adorm. Ziceam să nu adorm atât de adânc, mă chinuiam eu în mintea mea, vorbeam cu mine în interiorul meu, să nu adorm atât de adânc încât din nou să fiu prins, și am ajuns la puterea aia încât în timpul visului, în timpul coșmarului să spun stop, nu vreau să-l visez. Și continuam toată noaptea liniștit. Sau asta mă după trezeam. 4 luni? Da, după 4 luni. Sau abia... te trezeai, ai spus? Da, mă trezeam, da. Primele 3 luni au fost chiar groaznice. În a 4-a lună deja se diluau. Mi-era groază să dorm. Mi-era groază să mă pun în pat și să dorm, fiindcă nu se întâmpla în fiecare noapte. Deci nu chiar în fiecare noapte, nu cred nici că aș fi putut duce, dar așa destul de des se întâmpla. Vă dați seama, a fost un șoc și o traumă atât de mare pentru mine. Extraordinar. Tot ce s-a întâmplat acolo a fost m-a marcat adânc. Și după 4 luni deja după 4 luni de zile, da, după 4 luni de zile nu mi-aduc aminte să mai fi visat vreodată. Deci nu mi-aduc aminte. Și te-ai liniștit. Da, practic. Mai sunt momente doar când eu mai mă gândesc așa adânc, mai am eu momentele mele de meditație, de unde m-a scăpat Dumnezeu, sau momente de mulțumire și intervin din nou în pielea personajului care am fost atunci. Mă înfior și mi-aduc aminte cu greu momentele alea. Te-ai dus să vezi utilajul agricol? La cât timp după externare? După ce am ieșit din spital, fiindcă nu voiam să dau vina pe tractor, pe utilaj, m-am urcat pe el și încă am cules, vă dați seama, când am cules industrial, m-am dus la oameni. Cu mâna amputată? Cu mâna amputată, o țineam așa lângă mine, bandajată încă cu ceva haine rele, care nu mai erau bune pe acasă, le-am pus peste ea să nu creez o infecție, Doamne ferește. Și le-am pus așa peste ea din cauza prafului și le-am pus peste ea și am vrut neapărat să pornesc utilajul, să dau o tură cu el, să merg să culeg, să văd sigur că nu a fost vina lui, a fost doar vina mea, nu a fost niciodată n-am dat vina pe utilaj și pe Dumnezeu. Niciodată n-am zis, Doamne, de ce ai făcut asta? Sau, Doamne, că nu, din cauza infecției, când m-am trezit, atunci a fost un șoc, că nu m-aș fi așteptat. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu chiar să-mi dea mâna mea de carne. Acolo a fost un moment în care parcă nu am acceptat. Dar momentul că de ce Dumnezeu m-a scăpat sau de ce Dumnezeu m-a îngăduit acolo, niciodată n-am zis, fiindcă știu 100% că a fost decizia mea de a lovi șchiuletele. Nu m-a împins nimeni, că a și venit poliția la mine acasă, chiar când am venit din spital, să semnez un proces verbal, că nu m-a împins nimeni, că nimeni nu a fost acolo care să mă agreseze și să-mi bage mâna acolo, să s-o asigura de toate lucrurile acestea. Da. Ai fost o mărturie pentru foarte multe persoane și ești o mărturie pentru foarte multe persoane. Așa cum ai spus, este incredibil că ai putut să supraviețuiești, că Dumnezeu a făcut acest miracol în viața ta, că ai putut să ieși din valsurile acestui utilaj.
Ce ți-au zis cadrele didactice de la facultatea unde tu îți urmai cursurile? Eu am terminat Facultatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară la Timișoara. În timp ce eram în facultate, m-au primit cu atâta dragoste. Domnii profesori, cadrele s-au ocupat de mine într-un mod extraordinar. Ori au avut răbdare cu mine să scriu cu stânga, chiar la multe examene, în prima fază mi-au dat voie să vorbesc. Nu neapărat dacă colegii dădeau scris, eu mă exprimam verbal. Mai mult de atât, au făcut strângeri de fonduri, cadrele didactice, plus de asta au început o campanie de strângere de fonduri între studenți. Eu pentru mine pot să zic că a fost o binecuvântare că am fac parte sau că am făcut parte din universitatea asta. Și mai mult de atât, domnul rector Cosmin Popescu, el m-a invitat și mi-a adresat o invitație să vin în plenul facultății, au strâns toate cadrele didactice și m-au pus să le explic exact ce s-a întâmplat și cum. Și în timp ce explicam, m-au oprit și au zis, vă aduceți aminte de cazul care a fost în facultatea noastră în urmă cu câțiva ani, se întâmplase un accident în facultate în care un om a fost tocat, deci efectiv el și-a pierdut viața între valțurile acestui utilaj. În timp ce eu îi explicam, mă uitam înspre doamna secretară și înspre alții care erau acolo, le-au dat lacrimile pe obraz, fiindcă știu ce s-a întâmplat și o dă greutate mărturiei mele. Deci ce se întâmplase mai exact? Omul acesta servicii agricole? Te rog. Da, deci facultatea deține o mare, multe terenuri agricole, el lucra pe terenurile acestea, s-a dat jos, sesizând o defecțiune. Între timp, utilajul s-a deblocat, el era cu mâna deasupra, între valțurile alea, eu prins mâna și l-o tras în interior. Să descriu că l-o docat tot sau nu, parțial, ce s-a întâmplat, nu pot să zic. Știu 100% că și-a pierdut viața și că a fost tocat o parte bună din el. Nu știu să zic dacă tot și nu vreau să menționez lucrul acesta, să mă apară o secțiune de comentarii în care să dau o știre falsă, dar știu sigur că și-a pierdut viața. A fost o tragedie. Da, a fost o tragedie mare. O tragedie mare și s-au prindat mult lucrurile astea în facultate. Iar tu acum erai un miracol. Acum eram o minune. O minune cu Dumnezeu. A schimbat din așa, nu că a fost el mai bun, da, sau eu mai bun. Sau... A fost doar îndurarea lui Dumnezeu la mijloc. Și acum expuneam mărturia. Ei m-au îmbrățișa la final. Era un semnal de alarmă ca să nu se mai repede. Da. 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 Și cum trebuie acționat cu astfel de utilaje. Da. În diferite mărturii am explicat întotdeauna. Acum eu mi-am iertat, o să zic. Da. Dar utilajul chiar nu știe, n-are suflet. Chiar și ce trebuia făcut ca să nu se întâmple deci, așa ceva? Deci, pur și simplu, când te dai jos, nu să oprești motorul, doar să o decuplezi. Ia să funcționeze. Motorul, dacă vrei să-l lași să meargă singur, îl poți lăsa să meargă singur, el merge, doar întreține arderea și funcționarea lui, a utilajului, dar nu tot agregatul. Nu, deci, el trebuia deblocat, tragi de o manetă, s-o deblocat, te-ai dus să repara și ai venit înapoi. Doar că nouă ne era mult mai ușor când el funcționa. Știa exact, mai are rost să scot tot de acolo sau o să plece imediat. Și atunci scoteai doi care vedeai că mai e problema acolo și între timp el pleca cu toată cealaltă grămadă. Dacă nu, aveai de lucru o jumătate de oră, o oră pe iad să o faci. Da. Am înțeles. Și atunci de asta... De aia o lăsam cu plată, dar nu-i... Indicat. Nu-i indicat deloc. Rișsă. Spunea la un moment dat că aceste cadre didactice de la facultatea ta și studenții au început să strângă bani pentru să strângă fonduri pentru tine. Urma să achiziționezi această mână robotică și aveai nevoie de 90.000 de euro. M-au declarat și studentul anului pentru puterea, dar vă mulțumesc. Deci au făcut foarte multe pentru mine. Eu întotdeauna mi-aduc aminte cu drag de ei și respect. Am un respect aparte pentru toți oamenii care mi-au fost alături și nu pot să-i uit. Și cum a început strângerea de fonduri? Strângerea de fonduri. Eu am expus mărturia prima dată duminica următoare, deci o duminică am petrecut în spital, a doua duminică am expus mărturia aceasta în 52 de minute și 13 secunde în biserica din Secaș. Acolo s-a înregistrat mărturia de când am început și până am terminat.
Am expus-o cu foarte multe lacrimi, cu foarte multe emoții, acolo am expus-o prima dată. După asta, un băiat, un frate de credință, Bogdan Ivan, și alți frați și alte culte, o să menționez imediat, el m-a dus cu el în diferite locuri de unde avea evangelizări, biserici, da, biserici, îi chema pe frați și le zicea, uite, dacă vreți puteți face și partea asta. De la un timp deja se știa despre campania de strângere de fonduri, n-a mai fost necesar să zică el, de când îl sunau pe el sau pe mine, ziceau, abia am vrem să vii până la noi, deci nu a fost partea aia că o să merg cu foi prin piețe, că o să facem, nu, o fost o campanie efectiv condusă de Dumnezeu. În timpul acesta și domnul medic s-a ținut de promisiune, a început și el o campanie de strângere de fonduri, am filmat pentru această fundație, au strâns și dânsii, am strâns și noi, pe partea asta, pe linia asta s-au strâns foarte mulți bani. Păi mi-aduc aminte, da, preotul ortodox, deci la noi acum sunt luptele astea, nu, n-ar trebui, dar în fine. Dar domnul preot ortodox de la o biserică din Mădrigești cu cantorul au venit la noi acasă, au făcut o strângere la ei sau au luat din banii bisericii, nu știu exact. Și au arătat un gest extraordinar pentru mine, au venit și mi-au adus banii acasă. Atunci au venit, da, foarte frumos. Foarte frumos și din diferite culte, deci frații baptiști, frații adventiști, frații penticostali, catolici chiar, greco-catolici. Minunat. Da, din toate cultele, pot să zic că am făcut ecumenism cu mâna asta. Am vrut să, la un moment dat a venit acasă un grup de copii, da, și te-au surprins. Erau cu plugușorul prin sat în decembrie, trecerea dintre ani, și ori venit acasă la mine, ori venit cu o găletuță, eu mă gândeam să ies, nu ies. Noi de obicei când veneau cu plugușorul spre seară, eram în biserică. Se țineau programul mai lung de biserică, de la 7 până pe la vreo 12, ei începeau de pe la 6 să meargă. Atunci s-a întâmplat că am fost acasă. Când ori venit, eu am vrut să bag, aveau o găletuță, am vrut să bag banii acolo. Și băiețelul acesta, nu știu cât avea, 4-5 ani atunci să fie avut, cred, Vlăduț, o întins Vlăduț cu Mirabela, Vlad, și o întins mâna și mi-a dat găletuța și cu cealaltă o luat aia 10 lei. Deci am făcut schimb de... Ei aveau o găletuță cu bani care și scria în felul următor pe ea, pentru Abiam, pentru mâna lui Abiam. Deci am rămas atât de impresionat și am început să lăcrimez, i-am îmbrățișat și le-am mulțumit și au plecat. Deci... am rămas atât de șocat și am zis, Doamne, am judecat, că plugușorul, că nu-i nu știam să ies sau nu. Și au făcut un gest extraordinar pentru ei, mine. Ei, practic, au strâns bani pentru tine. Au strâns bani pentru mine. Mergând din casă în casă. Oamenii din satul Secaș au venit, fiecare cât au putut. Și a fost o armonie. Pentru mine totuși era o presiune să văd că oamenii din puținul lor dau pentru mine. Când mă gândeam la diferite familii, le știam greu financiar, nu le era ușor. Și aveam o sumă deja destul de mare, 30, 40, 50, ajungeam spre 90.000 de euro și el venea și îmi dădea din pensia lui de 500 de lei. Era o presiune destul de mare să accept fiecare, te-l acceptam fiindcă știam că Dumnezeu o să-i răsplătească după. Minunat! Niciodată nu mi-a plăcut să profit. Întotdeauna am zis le ziceam oamenilor sau am încercat după asta să le fac un alt gest în care să le mulțumesc. Nu mi-a plăcut să profit de bunătatea omului. În cât timp s-au strâns banii? Banii s-au strâns în timp record. În 7 luni de zile s-au strâns banii aceștia. Contemporan cu mine, la strângerea de fonduri, era o persoană pentru cancer care am cunoscut 10.000 de euro, îi trebuia strângea de 2 ani de zile. Altă persoană strângea pentru o amputație de picior de nu știu cât timp, iar foarte mult. Și m-au descurajat când mă uitam înspre ei și la mine Dumnezeu a lucrat în așa fel încât promisiunea lui s-a focalizat pe ea în 7 luni de zile. Deja eram în centrul Terranova, Oradea, și puneam mâna. Cum a fost când ai văzut prima dată această mână robotică? Da, mâna aceasta a fost a fost și un șoc, a fost și o bucurie și o tristețe și toate adunate. Când am văzut-o prima dată, erau numai cabluri, nu erau ce vedeți dumneavoastră acum, erau numai niște electrozi lipiți așa de mână cu bandă scoci. După asta urma să se facă toată mâna, să se monteze și mâna aceasta. Am început să-i dau primele impulsuri. A fost interesant, dar după ce am prins-o complex și am făcut-o, mi-am dat seama că nu e exact ce așteptam.
Mă așteptam să deja să mă joc pe degete, să funcționeze. Nu pot să zic că nu funcționează mâna. Mă ajută ea foarte mult. Eu tai cu drujba, cu motocoase. Am o putere psihică și o folosesc într-o gamă variată. Conduc utilaje. Sunt foarte încântat de ea. Doar atunci nu a fost exact ce mă așteptam eu. Deci nu simțeam că e exact mâna mea sau atâția bani și totuși. Dar după asta m-am oprit și am zis, Doamne, ce măreț ești, că nu te poate egala nimeni. Ce ai creat aici și ce văd din coace, e doar măreția ta. Și a început o perioadă de acomodare. Acomodare. 7 ocazii în care această mână s-a stricat. Da, în primul an am stricat-o de, ne-am împrietenit cu cei de la centru de Numa. Păi tot des eram la ei, tot des ne sunam, vorbeam, mi-era și rușine să mă deranjez. Bine, era partea de garanție, doar că eu neștiind să funcționez cu ea, neștiind să lucrez cu ea. Nu știam exact cum, la ce să fiu atent, cum să fiu atent, cum. Nu eram acomodat. O stricam foarte des, foarte des. Deși acum ajut alții care au pățit tot felul de amputații sau... Și am ajutat, am dus la centru, le-am făcut un pic curs de intrare și le-am explicat, am stat cu ei de vorbă, le-am arătat ce pot să fac eu cu mâna, că de mult îi ajută, dar întotdeauna le-am zis, fiți atenți că nu-i ce vă așteptați, dar după asta vă acomodați. Și ei mi-au zis, abia mi-e atât de greu acomodarea, în primul rând doar climatul te afectează. Deci dacă e cald, ți-e cald de nomad, deci transpiri în interior în cupă, dacă e frig, plasticul ăsta captează frigul ăla și atunci îți ține un frig în interior, iar... Și ai avut tendința de a renunța? Am avut de mai multe ori tendința de a renunța, dar întotdeauna mi-am dorit să se vadă ceva după mânecă și... Totuși departe. Am luptat, da, am ai luptat. Perseverat. Sunt mulți care nu au reușit și au abandonat-o, au achiziționat-o. Și au pus-o deoparte și au zis, n-am nevoie de ea, nu mă încurcă sau nu mă ajută sau... Din cauza că nu au avut voința de a lupta pentru... A se acomoda cu A se acomoda acest, cu ea, da. Nu-i simplu, nu-i simplu. Da. Cum ești astăzi? Astăzi sunt cu o mână neagră de carbon, până acum am purtat-o culoarea pielii, exact cum am văzut-o în viziunea aia. Dar am ales să fie neagră, fiindcă mi-e mult mai ușor să abordez oamenii. Și mi-e mult mai ușor să... vorbesc cu ei să... și mie chiar îmi place când oamenii se întorc cu fața spre Dumnezeu și zic un Doamne mulțumesc, poate nu i-o mulțumit niciodată pentru partea aia, dar oameni care îi vezi că striști, se uită spre tine și după asta zâmbește trecând, nu mai am o problemă cu asta, excelent. Din contră, da. Minunat. Cum s-a schimbat viața ta după acest accident? Mi s-a schimbat total. Înainte oamenii nu mai mă recunoșteau. Ajung acum să intru într-o agenție sau în ceva, că după ce am intrat, vin ulterior, după ceva timp, zice, oh, bine că ai mai venit la noi, toată lumea vrea să dea mâna cu mine, ceva nou. Lucrurile s-au schimbat. Bineînțeles, mai există momente când îmi aduc aminte de mâna mea din trecut, îmi aduc aminte de cât de ușor lucram, mai ales când trebuie să strâng ceva sau lucrez la utilaj sau repar ceva. E destul de greu, dar... Comparând unele și succesul acesta pe care l-am pe partea spirituală de a câștiga suflete pentru Dumnezeu, am și plecat din țară în evanghelizare, deci partea asta, succesul ăsta pe care l-am avut pe partea spirituală nu poate fi egalat de o strângere de șurub aici și vremelnic, ceea care ce strângi. Da, care este legătura ta acum cu Dumnezeu? Legătura aia parte. De fiecare dată am văzut implicarea lui Dumnezeu și am văzut cât de mult ține Dumnezeu la mine. Am văzut cât de mult mă iubește și mai mult de atât, implicarea lui nu doar la nivel de proteză, deci la nivel de suflet, de sentiment, de activități, orice, am curajul să vin la el ca la un tătic, deci nu-i mai nici tată, nici Dumnezeu, e tăticul meu. Deci e un diminutiv pe care îl pot folosi foarte ușor în dreptul lui Dumnezeu și e o relație aparte. Mai ales la noi, la creștini, parcă ne-am apropiat atât de tare de Iisus, de Duhul Sfânt, dar Dumnezeu totuși e ala în spate, așa, mai fioros un picuț, mai niciodată nu știi ce vrea să facă, dar nu, din contră s-a schimbat. Sentimentul meu e aparte acum cu divinitatea, excelent. Parcă am o legătură aparte. C-
când mărturiseai, ce simțeai atunci când erai pe patul de spital și când ai conștientizat că nu mai ai mâna dreaptă și i-ai spus lui Dumnezeu, ce o să fac? Cum o să mă mai căsătoresc? Ce o să se întâmple cu mine? În această emisiune vom cunoaște frumoasa ta soție și bineînțeles că vom viziona și fotografii cu fetița ta. Revenim! Am revenit în platoul emisiunii Oameni și Povești. Alături de Abiam au venit două persoane dragi inimii lui. Este vorba despre soția lui, Flavia, Ama! Și despre fetița lor, Ama! Noa, care are ce vârstă? Un an și trei luni. Un an și trei luni. Ce frumoasă este și a pierdut deja răbdarea. O să plece spre bunica ei. Vă mulțumim tare mult. Ați făcut un efort să veniți de la Arad împreună. Puteți să ieșiți dacă doriți, este foarte bine, am văzut-o. Minunat că te cunoaștem, Flavia. Experiența voastră este una frumoasă. Declara mai devreme Abiam că a avut așa o discuție cu Dumnezeu după accident și a zis, ce o să fac? Cum o să mă căsătoresc? Și cât de frumos l-a binecuvântat Dumnezeu, ești o femeie atât de frumoasă și deosebită. Experiența ta de viață este minunată încă de la naștere. Te rog să ne împărtășești pe scurt. Încă de când nu existam, vrăjmașul s-a luptat pentru viața mea. Mama mea a fost sfătuită de medici când aveam 5 luni în purta mamei mele să avorteze din cauza că mă puteam naște un copil cu probleme sau chiar puteam să mor la naștere. Era în pericol și viața mamei mele. Ea avea RH negativ, tatăl meu RH pozitiv. Înainte nu erau tratamentele care se făceau preventiv și astfel medicii au sfătuit să pună capăt acestei sarcini decât să se afle în pericol și ea și eu mai bine să termine cu o viață și... Dar Dumnezeu nu a îngăduit lucrul acesta, chiar dacă oamenii au avut altceva de spus, Dumnezeu are ultimul cuvânt și în dreptul meu a scris viață. Și mai am încă 4 surori mai mici decât mine, deci mama mea a ales să rămână în voia lui Dumnezeu, nu să asculte de oameni. După nașterea ta, ce i-au recomandat medicii mamei tale? Uterul mamei mele nu se mai regenera, nu-și mai revenea, era un uter bolnav, a vrut chiar să-l extirpeze, însă mama mea, iarăși, cum am repetat, a rămas în voia Domnului și au dorit alți copii, i-au primit din mâna Domnului și suntem toate sănătoase, toate bine și în voia Domnului, lângă Dumnezeu, toată familia suntem. Minunat. Însă medicii ce-i spuseseră inițial? Să nu mai aibă nicio sarcină, pentru că nu o să mai poată să rămână însărcinată și dacă o să rămână, copiii care se vor naște, se vor naște cu handicap, cu probleme, vor fi copii legume care nu vor putea avea o viață normală și... Lucrurile acestea au fost departe de adevăr atunci când Dumnezeu a avut altceva de spus. Excelent, ce frumos a lucrat Dumnezeu în viața voastră. Sunteți practic 5 surori, 5 fete. Da, și părinții, a fost mai devreme mama Tania, este împreună cu voi în această călătorie, ați venit de la Arad pentru această emisiune și vă mulțumesc. Vreau să vă întreb cum v-ați cunoscut. I-am cunoscut în cadrul Bisericii Poarta Cerului din Timișoara. Amândoi eram studenți, el era student în anul 3 la Facultatea de Științe Agricole și eu eram student în anul terminal la UVT, la pedagogie învățământului primar și preșcolar. Și am fost repartizați împreună într-un grup de rugăciune de menționat că îl văzusem pe Abiam înainte ca să fim repartizați împreună în grupul de rugăciune. Auzisem mărturia lui pentru prima dată în cadrul unei întâlniri de tineret, chiar l-am remarcat și l-am apreciat pentru relația lui puternică pe care o avea cu Dumnezeu, pentru cum a trecut peste toate lucrurile și l-a pus pe Dumnezeu înainte. Și apoi, când a avut loc întâlnirea de rugăciune, de mișlocire pentru ca tinerii care vin din lume să-L cunoască pe Dumnezeu în cadrul întâlnirilor de tineret. Am fost repartizați împreună eu, Abiam și sora mea și atunci ne-am cunoscut și de acolo a început așa o poveste care cred că doar Dumnezeu a scris-o într-un mod foarte frumos. Dar ce ai gândit despre Abiam atunci când l-ai văzut și ai ascultat mărturia? Am remarcat în primul rând
tăria lui de caracter, cum a avut puterea să treacă peste încercarea pe care Dumnezeu a lăsat-o în viața lui și să nu se lase înfrânt de ea. Eu eram așa puțin mai pesimistă și chiar i-am admirat optimismul lui și felul în care chiar trecea prin tot cu Dumnezeu de mână. Asta te-a atras în mod special la Abiam. Și acum vrem să ascultăm și versiunea lui Abiam, când ai văzut-o pentru prima dată pe Flavia. Da, eu am văzut-o pe Flavia prima dată. Când am fost repartizat pe grupul ăla, atunci am intrat direct în secțiunea aia să vezi cu cine ești, cine mai există pe acolo. Am dat să văd scroll și m-a atras poza ei de profil de la WhatsApp. Foarte frumoasă. Zic, interesant, să vedem și când cădem împreună, că tot câte trei eram. Nu, zic, vedem, poate rânduie Domnul să fie toate lucrurile așezate în așa fel. Și s-a întâmplat chiar la prima seară de luni, mi-e părea rău că m-am băgat în grup, că eram super solicitat în misiune și totodată eram foarte încărcat ca și program și am promis, zic, acum, cine știe dacă mă pot ține de cuvânt, aș încerca să fiu, nici nu vreau să-i dezamăgesc că nu merg, na, și s-a întâmplat că am putut să merg, am mers și când am ajuns și am văzut cu cine-s repartizat, n-o zic, acum fac cu tot din adinsul să ajung. Nu, m-am dus cu 10 minute înainte să înceapă, ne rugam 35 de minute, urma altcineva, iară 35, de 3 ori 35 de minute. A fost un grup prima dată, al doilea grup alții și al treilea grup, cred că am fost noi chiar la finalul serii. Apoi am fost mai repede acolo, am intrat eu, când au venit ele eram pe genunchi, deja eram amplasat. Și ori venit, ea cu sora ei, Alexandra, ne-am rugat și am simțit așa în duh o conexiune. Și nu am avut niciodată sentimentul că o să mă respingă sau că nu o să mă respingă. Eu în mentalitatea mea, în mintea mea, eu nu sunt cu, totuși nu sunt un om cu handicap, nu am niciun fel. Și oamenii din jurul meu îmi zic în general că, dar nu simt că ai avea vreo problemă. Și v-ați de acolo, da, ne-am conectat foarte bine. Ați păstrat legătura? Am păstrat-o după 3 săptămâni, am avut curaj să-i scriu. Și după asta de acolo au... A pornit totul. Că ți-ai minte și data, 3 decembrie. Wow, cât de mult a contat pentru Flavia. Da. Și după aceea, cam cât a durat prietenia și ulterior v-ați căsătorit? Să las pe Flavia să da, te rog, cam foarte puțin. Deci în decembrie a început să-mi scrie, în martie mi-a cerut prietenia și în iunie deja m-a cerut de soție, iar în octombrie, pe 11 octombrie, ne-am căsătorit. Pe 11 octombrie? Da. Ziua în care tu ai avut accidentul? Da. După 2 ani de zile, de la accident, Dumnezeu așa? Nu mi-a dat o mână, cum zic alții, ți-o dat mâna dreaptă înapoi, m-a dat întregul. Tot. Așa s-a nimerit? Așa am și găsit loc. La restaurant? Da, la restaurant. Și o căzut și în weekend. A fost minunat. Tot ce, da. Ce frumos. Un picuț și, Flavia... Bine, mai erau alte dăți, da, dar da. Aia s-a potrivit cel mai mult cu oportunitatea noastră. În familia lui Flavia mai era o căsnicie tot în perioada aia. Și urma încă una, da, era și ziua lui tati. Și e bine să spui evenimentele importante. Cam. Excelent, excelent. Noi. Și, Flavia, când i-ai anunțat pe părinții tăi că Abiam te-a cerut de soție, ce reacție au avut ai tăi? Ei știau deja că o să mă ceară de soție, eu nu știam nimic, ei știau tot, au completat împreună. A fost filmată când au reușit să mă surprindă, pentru că mie nu prea poate să-mi facă nimeni nicio surpriză, că îmi dau seama de atunci, chiar am fost surprinsă. Însă înainte când am început să vorbesc cu Abiam și le-am spus părinților mei, pentru că suntem deschiși și vorbim, ne spunem astfel de lucruri, tatăl meu nu a fost deloc împotrivă. El care are 5 fete și care tatăl care apără fetele lui, a fost foarte calm, a acceptat. Însă mama mea a încercat cumva să mă pună față în față cu lucrurile, să-mi spună asta chiar e ceea ce îți dorești, la fel și mama lui Abiam. Dar pentru mine Dumnezeu a făcut să văd totul normal, totul ca pe o binecuvântare. Și așa a fost. Așa a și fost. Ați și pornit, este. Ați pornit în doi pe acest drum împreună
Și cum a fost primul an de căsătorie? Au fost provocări? A fost un an foarte frumos, dar au fost și provocări. De ce? Pentru că eu sunt genul de persoană care îi place foarte mult să ofere ajutorul, să ofere ajutorul. Abia mi-e genul de persoană care nu îi place să ceară ajutorul, apoi să îi se mai și ofere. Și atunci a trebuit puțin să mă pun în echilibru și să știu că el este foarte independent, că se descurcă și ok, nu trebuie să fiu tot timpul acolo, să-l presez, să-l ajut, să fac toate lucrurile. Dar ce, te oferai să faci lucrurile în locul lui? Sau da. Deci te oferai să... Și cum reacționa Abiam? E ok, mă descurc. Eu cumva mă simțeam cu puțin respinsă, că pentru ce mai sunt atunci aici dacă nu vrei ajutorul meu? Dar lucrurile astea s-au pus în echilibru. Omorau cuvintele astea. Da. Și ce ai conștientizat, Flavia? Am conștientizat că trebuie să tratez lucrurile ca fiind normale, să aștept din partea lui să-mi ceară ajutorul și... să mă las folosită de Dumnezeu atunci când trebuie să fie folosită, nu neapărat când vreau eu să fac ceva. Minunat! Noa a venit în viața voastră. Cum a fost perioada de sarcină? A fost puțin mai complicat la început. Am avut o sarcină toxică, mi-era tot timpul rău. Toată lumea se ruga ca să pot să duc sarcina la capăt, dar totul a fost bine, a decurs bine până la urmă în ultimul trimestru. Doctorul mi-a spus că nu voi putea să nasc natural din cauza că ea nu era poziționată bine, trupul meu era slăbit, dar ne-am rugat. Asta a fost tot timpul în familia noastră, arma noastră, rugăciunea, ne-am rugat și Dumnezeu a făcut ca toate lucrurile să decurgă mai mult decât bine. Chiar totul a fost perfect. Am născut foarte repede și natural. Felicitări! Minunat! Și Noa este un copil sănătos și se dezvoltă atât de frumos. Te-ai obișnuit și v-ați obișnuit în familie, sunteți un cuplu extraordinar de tineri, părinți. Cum vezi viitorul, Abiam? Ai obiective, ținte? Da, chiar acum ne-am și apucat la casă. Ne-am prins de dorința asta care am avut-o și am zis acum vrem să o ducem la îndeplinire. Casa totuși a fost un domeniu în care nu am vrut să mă ajute nimeni. Nu mi-am dorit deloc lucrul ăsta. V-am spus cât de greu mi-a fost să accept că oamenii îmi dădeau din puținul lor și mă ajutau. Mai ales la casă, n-am vrut chiar nimeni să mă ajute. Am vrut să fie un lucru realizat pe mâinile mele. Mie întotdeauna mi-a plăcut independența și mi-a plăcut să văd oameni care admiră cumva realizările pe care le faci. Nu e neapărat o mândrie, poți să zic, dar e o chestie așa în care tu ca și om vrei să te uiți în spatele tău, în urma pașilor întâi în vale și să vezi ceva, dar aici din nou Dumnezeu s-a implicat și chiar un om a venit și a ajutat un frate și s-a implicat un pic la niște detalii. Bine, suntem încă în zona de construcție, nici acoperișul nu-i pus, dar asta ar fi unul dintre obiective și aici din nou l-am văzut pe Dumnezeu care a zis chiar dacă îți dorești, dar el mi-a zis, uite am avut asta, dar nu vreau să te las, nu vreau că simt din partea lui Dumnezeu și zice nu mai eu și soția. Și referitor la viitorul meu cu Flavia, aș vrea în viitor mai mult să slujesc, dar pe partea de misionar. Noi avem și o societate împreună, am deschis, ne ocupăm cu curățări pășune și întreținere terenuri, facem asta destul de bine, zic eu. Deci ai rămas suntem tot 6 în, oameni, în domeniul agricol. Tot în domeniul agriculturii, cu asta ne ocupăm și totuși de fiecare dată când sunt pe teren sau sunt acolo, simt că fac ceva, dar nu fac suficient. Întotdeauna mă văd limitat. Parcă simt că Dumnezeu vrea mai mult de la mine și de la viața mea. Bine, e nevoie, e benefic, niciodată n-am avut așteptarea în care să tot mi se ofere și am zis lucrul ăsta, nu e plăcerea mea, din contră, îmi place să văd că realizez eu. Și de aia nici nu-mi place să fiu atât de legat de Skype după cineva, hai ajută-mi, fă mai aia. Și cu Flavia îmi plăcea, îi dădeam drujba, îmi plăcea când conducea, o condus tractorul, o tăia cu drujba, învățam, uite, fă așa, ei îi plăcea că nu se simțea țărancă, era în rol, da. Dar în schimb, nu o lăsam mult, dar bun, gata, destul suficient. Că deci, ai demonstrat, ai trecut testul. Da, deci e un sentiment aparte că vrea să simtă cu tine lucrul tău și că place, dar nici prea mult, că
Și mie îmi place să fac. Intri în contact cu persoane care trec prin astfel de experiențe, au diferite accidente și poate rămân cu anumite dizabilități. Ce le spui sau cum îi încurajezi? Da, e aparte sentimentul ăsta în care intru în viața unui om, pot să zic, oamenii sunt vulnerabili, eu am fost vulnerabil atunci, toți vrem să părem puternici, unii nu vor, cu aia e cel mai greu și mai simplu, depinde de lucrat, dar în general când vorbesc cu un om, mai e așa ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, zic că e ok, suntem noi doi, acum știu că ai și zona asta de coșmare, știu că ai și zona asta la altă în care... Știi fiecare etapă. Da, știu fiecare acum etapă, ai perioada perfect, de coșmaruri. Da, da. Perfect, a fost o traumă atât de bine structurată și de grea, încât n-am construit niciun pas din ea, nici niciun pas. Și când le vorbești deschis oamenilor? Și când le vorbesc deschis, parcă deja se așează ca și cum i-aș ține în brațe. Se așează că sunt siguranță, că nu e cineva care îi bârfește sau că îi rănește sau că îi judecă, ci că e cineva care îi înțelege. Și zic, uite, cu toate astea, te-aș îndemna să alegi dacă vrei partea de protezare, îi conduc înspre asociația în care firma în care am fost eu, îi ajut dacă pot cu strângerea de fonduri, da, e mai greu că sunt mulți bani și Dumnezeu lucrează, chiar am văzut că Dumnezeu lucrează și se implică și deja două persoane sigur, una acum urmează să fie protezată și una a fost un băiat de la Rad, el a fost protezat, am stat de vorbă, am discutat și o luat decizia asta. Spuneai că la nivel național ești unul dintre cei care folosesc foarte bine această mână robotică. Vorbește-ne despre asta. Timp de 2 sau 3 ani am fost singurul cu cea mai scumpă proteză din Europa de Est. Wow. Deci, da, Dumnezeu cu ce m-a binecuvântat pe mine, din nimic, tatăl meu avea salar 300 de euro. Wow. 300 de euro, deci 1500 de lei și o strângeam 90.000 de euro. Deci era un vis, pot să zic, care putea să-l ștergi ușor cu buretele. Doar că a fost visul lui Dumnezeu și nu s-a putut șterge și s-a împlinit. Și în timp de 3 ani, da, cam așa, am fost singurul care am deținut cea mai scumpă proteză și încă o parte, mâna aceasta îmi numerotează toate închiderile, deschiderile, știu că acum nu de mult am fost la Terranova. Toate mișcările, nu? Da, 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 și în anul trecut am avut vreo 90 ceva de mii, bine, nu erau câteva luni, deci o folosesc foarte intens și a venit domnul Iacob și a dat mâna cu mine și a zis, Abi, te felicit, mă bucur să văd că folosești atât de mult mâna și zic, face deja parte din mine, o folosesc, o pornesc în fiecare dimineață, deci mi-e greu când nu o am sau mă mai supăr așa că nu s-o atent la baterie și mă trezesc în mijlocul zilei că nu mai am baterie, nici nu s-o acasă. Deci important este să fii perseverent și să ai răbdare, da, cu acest instrument, această proteză. Cu tine. Și cu tine. Cu tine, mm-hmm, cu tine, că el are răbdare câte vrei, deci, dar tu nu ai răbdare. Să accepți. Da, da. Să accepți. Te-ai gândit vreodată cum ar fi arătat viața ta dacă nu aveai acest accident? Nu știu, mi-ar fi fost mult mai greu. Viața mea fără accident. Da, adică să fără proteză. Da, să nu fi trecut prin deci ceea ce... Dacă ar fi fost să o iau de la zero, toată viața mea, deci să o iau de la zero, încă din familie și până la zona în care eu sunt și căsătorit și copil și toate activitățile mele, pot să zic că a fost o viață fascinantă și mi-a plăcut și mai mult de atât, nu aș fi renunțat, chiar nu aș fi renunțat la acest accident. Îmi pare bine că nu mi-a zis Dumnezeu dinainte că o să fie acest accident în viața mea, că o să se întâmple și că nu mi-am cunoscut viitorul, fiindcă până la 19 ani, vă dați seama, mă tot gândeam la 19 ani, când împlinesc 19 ani o să am o traumă, o să fie așa, o să fie așa, parcă nu-mi doream, dar acum după ce s-a întâmplat, după ce povestea s-a scris, s-a întâmplat tot, acum când mă uit în spate, o văd ca un succes. Deci eu m-am format, m-am maturizat în primul rând, m-am așezat spiritual, am alte valori, privesc altcumva lumea, mai mult de atât, Dumnezeu prin mâna aceasta, pot să zic, dar Flavia nu prea ținut cont de aceasta, mi-a selectat și soția, cu toate că eu n-am avut o reticență să abordez o fată sau să vorbesc, eu am fost destul de transparent, dar
având-o pe Flavia ca și soție, văd legătura aia efectiv de cămin, de, mai ales acum și când veneam înspre București, nu știu, m-am uitat înspre ea și mi-a ridicat o doză de suc și mi-a dat-o deja, zic, dar de unde? Cum ai vrut să mi-o da? Ne lega foarte bine între timp. E o conexiune puternică. Da, și niciodată n-am vrut, cum am văzut în alte familii, să treacă pe numele lui sau pe numele ea, pe numele ei, ca să nu se piardă ceea ce investește. Nu. Adică dacă fac planuri, niciodată nu m-am gândit că în viitorul meu o să rămân fără Flavia. Sau chiar într-o noapte stăteam și mă rugam, eram cu Noa și Flavia o ținea pe Noa în brațe și am văzut dragostea asta. Atât de mult am apreciat-o. Excelent. Cât de mare sacrificiu face o mamă pentru un copil și cum o vedeam după asta s-o trezi, Noa plângea și foarte mari sacrificii și totdeauna am apreciat-o. Și... Minunat! Flavia, pentru persoanele care poate cunosc anumiți oameni care au probleme din punct de vedere fizic, au anumite dizabilități și sunt indecise să facă pasul în a se căsători, ce poți să le spui? Dacă dragostea care vă leagă din Dumnezeu, nimic nu poate să împiedice dragostea aceea, defectul sau lipsa sau... Deci nimic nu poate să oprească acea dragoste și chiar recomand să meargă înainte, să trateze totul ca pe un lucru normal, ca pe o binecuvântare, pentru că acolo unde-i Dumnezeu, de fapt, nu lipsește nimic. Vreau să vă întreb acum pe amândoi, pentru ce sunteți recunoscători? Eu sunt recunoscătoare pentru Abiam, pentru Noa, pentru familia noastră, pentru dragostea care a lăsat-o între noi și care ne leagă. Te rog, Abiam. Da, sunt recunoscător adânc pentru familia pe care o am, dar mai recunoscător decât orice, adică văd efectiv că m-am născut într-o familie. Când eram micuț, mă gândeam mult ce mi-ar fi plăcut în altă țară, alte oportunități. M-am născut într-o țară care, și niște părinți care mi l-au revelat pe Dumnezeu și îl văd implicat în familia noastră și nu ne simțim efectiv oriunde am fi, nu ne simțim singuri și lucrul ăsta ajută foarte mult. Deci sunt mulțumitor lui Dumnezeu că m-am născut aici și că cu posibilitățile și tot ce s-a întâmplat. Și deși ai avut o perioadă când te-ai îndepărtat de Dumnezeu, prin acest accident ai reușit să-L cunoști cu adevărat. Da, am reușit să recunosc cu adevărat pe Dumnezeu și partea aia nu regret neapărat că m-am îndepărtat atunci. De ce? Fiindcă mă ajută să înțeleg acum cum ajută mâna asta să înțeleg pe mulți care trec prin diferite probleme. Atât de mult m-a ajutat perioada aia să înțeleg pe alții care trec prin probleme de alt gen și povestesc cu mulți tineri. Înainte mai mult povesteam cu tineri despre probleme, necazuri, suferințe, ceea ce simte în interiorul lor. Mulțumesc tare mult, dragilor, pentru acest interviu. A fost o onoare să vă am în cadrul emisiunii Oameni și Povești. Abia îmi doresc multă sănătate, să fie o lumină pentru cei din jur și toate obiectivele să ți se îndeplinească. Flavia, multă sănătate și tot ceea ce îți dorești. Noi vă mulțumim pentru că ați fost de... Nu știu, ne-ați făcut această invitație și totodată m-ați lăsat să expun mărturia pe larg foarte. M-am simțit foarte bine la dumneavoastră și vă apreciez. Mulțumesc tare mult! Doamne ajută! Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi le dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!